Atenție, mehedințeni, în acest weekend se schimbă ora. În noaptea de 26 spre 27 martie, România va trece la ora de vară. Drept urmare, ora 3 va deveni ora 4. Ziua de 27 martie este cea mai scurtă zi din an, având doar 23 de ore. Schimbarea orei reprezintă însă și un factor negativ atunci când vine vorba despre sănătate. Trecerea la ora de vară se face în ultima săptămână a lunii martie. Ziua începe să se mărească, iar nopțile vor fi mai scurte. Schimbarea orei afectează, spun medicii, iar organismul are nevoie de timp pentru a se acomoda. Cele mai sensibile sunt persoanele cu, știu, nevroză, depresie, persoanele vârstnice, vulnerabile, care au o problemă destul de mare cu adaptarea la această trecere de oră. Ce poate să dea stresul ăsta de adaptare? Dureri de cap, stări de indispoziție, iritabilitate, oboseală excesivă. Toată simptomatologia aceasta durează cam, eu știu, o săptămână, două. Ne afectează. Zicea că nu mai schimbă acum. Se va schimba ora duminică, trecem la ora de vară. Am auzit la televizor. Da, ne afectează. Să fie așa cum a fost de la început. Sunt și mehedințeni care nu văd folosul ca ora să fie schimbată. Nu îi afectează deloc acest fenomen, ba chiar trec cu lejeritate peste această schimbare, care pentru alții este un adevărat disconfort. Vă afectează aceste schimbări? Nu, nu afectează cu nimic, dar nu știu de ce le fac. Că, practic, dacă vrei să schimbi ora de mers la serviciu, o schimbi. E nevoie să schimbi tot calendarul. Sincer, nu prea. Pentru că, uite, am fost de pildă acum în Austria și tot așa e cu devansul cu oră, nu am avut probleme. Deci nu vă afectează organismul? Poate dacă ar fi mai câteva ore mai mult, da. Dar așa nu, la o oră nici nu o simt. Nu știu dacă totuși era necesar de obicei pentru România să schimbăm așa orele. Păi, acum o schimbă, ce facem? N-avem încotro. Vă afectează organismul aceste schimbări? A, nu, cred, nu, nu. Și așa eu mă scol pe la 9, mă culc pe la 12 noaptea. Comisia Europeană a inițiat un proiect despre ideea de a renunța la schimbarea orei în septembrie 2018. S-a organizat o consultare publică la care au participat 4,6 milioane de cetățeni europeni. O majoritate covârșitoare dintre aceștia a cerut încetarea acestei practici. Propunerea a fost apoi aprobată de europarlamentari în prima jumătate a anului 2019, dar încă nu a fost pusă în practică.